Bună ziua, dragii mei, și bine v-am găsit! Sunt Anca de la Ancuța Tarot și vom face o etalare în care vreau, iubiții mei, să văd ce se întâmplă mai departe în această poveste minunată a dumneavoastră. Sau dacă nu este minunată pentru unii, măcar să știți ce evenimente sau ce gânduri sau ce va face această persoană la care vă gândiți. Pentru că, dragii mei, cu siguranță, fiecare aveți motivele dumneavoastră să fiți mai mult sau mai puțin fericiți atunci când auziți despre aceste aspecte. Cu siguranță, eu cred că toți veți găsi aici un mesaj de dragoste, cel puțin, sau ceva care să vă bucure sufletul. Haideți să vedem, ca de obicei, ce ne spun îngerii, după care vom trece la tarotul pisicuțelor, ca să vedem care sunt mesajele. Începem cu aceste energii, dragii mei, să vedem ce mesaje au îngerii pentru dumneavoastră. Este o etalare generală, luați doar ce rezonează, ce nu lăsați pentru ceilalți. Iar cei care doriți, dragii mei, etalări private, aveți aici telefonul pe măsuță, la fel în descrierea acestui video sau e-mail-ul. Haideți să vedem. Să știți că au și sărit trei îngeri și am să-i las, dragii mei, pentru că ei au vrut să iasă și cum au vrut să iasă, să le dăm întâietate. Iubiții mei iubiți, primul îngeraș. Îngerașul Verchil spune așa, curajul, faptul că ar trebui să-ți conduci viața este un alt factor important și faptul că ar trebui să fii loial principiilor tale. De sfaturile de viață de la acest înger spun așa, fii curajos, condu-ți singur ceea ce trebuie în viața asta sau condu-ți propria viață cu mâinile tale și fii loial doar a ceea ce tu consideri că este important. Dragii mei, sunt convinsă că toți care mă ascultați aveți aceste calități deja, doar că acest înger spune să le mai și aplicați, pentru că uneori, din cauza tumultosului, să spunem, ritm al vieții, ca să nu-l denumesc chiar agresiv câteodată, pentru că, vedeți, noastră, viața de zi cu zi devine din ce în ce mai mult o luptă, uităm poate să aplicăm aceste principii. Uităm să fim curajoși, uităm să încercăm să ne conducem singur lucrurile sau loialitatea este la cote scăzute, pentru că dăm oamenilor exact ceea ce primim. Da? Deci noi ați încercat să vă păstrați sufletul curat și să fiți așa cum ați fost dintotdeauna, fără să faceți caz situațiilor de pe lângă. Pentru că e alegerea noastră, dragii mei, să mergem mai departe cu sufletul curat. La următoarea cărticică, la Îngerul Zeruh, spune așa, puterea, forța fizică și energia pozitivă. Eu cred că acest înger, în perioada următoare, arată clar că dumneavoastră veți avea foarte multă putere să duceți niște greutăți mai departe. Poate că aveți nevoie la servici de această putere, poate că mulți aici vă simțiți la un moment dat epuizați și din cauza mentalului care vă este foarte atacat sau chinuit, dumneavoastră nu vă mai concentrați nici pe muncă, nici pe studii sau pe altceva ce făceați înainte de a fi cu această persoană. Acest înger va duce toate aceste lucruri înainte și vă spune că veți avea o perioadă în care forța și forța fizică în mod deosebit și energia noastră pozitivă este ceea ce vă va face fericiți, da? Deci toate aceste trei lucruri, aplicați-le. Ultimul sfat și ultimul înger, Zuriel. Zuriel spune așa, faptul că ești foarte corect, faptul că ești echilibrat și că ai încredere în tine este ceea ce îți va aduce succesul. Dragii mei, eu cred că acest echilibru e ceea ce probabil mai mult decât sigur orice relație în viața asta are nevoie și probabil că dumneavoastră cu acest om la care vă gândiți acum, fix acest lucru l-ați pierdut la un moment dat. Pentru că atunci când există un dezechilibru emoțional sau mental sau cum vreți dumneavoastră să-l numiți, este ceea ce creează acea prăpastie între doi oameni, acea incomunicare, acel moment de liniște, acel moment în care nu te mai vreau, nu te mai înțeleg, nu mai sta cu mine, da? Nu știu de ce am această, vine această energie în momentul în care privesc acest înger și cred că este sfatul final și cel mai important din această etalare de astăzi, da? Deci trebuie să rectificați aceste lucruri care n-au rămas clare între noastră și el. Trebuie să echilibrați această relație sau cel puțin să faceți pace cu sufletul dumneavoastră, iarăși. Vorbim de echilibru între ce vrea mintea și ce vrea inima, da? Și confianța. Confianța aici, care este de fapt încrederea în limba română, da? Încrederea în tot ceea ce sunteți dumneavoastră, în tot ceea ce ați făcut până acum și în tot ceea ce veți face de acum înainte. Nu uitați că sunteți proprii arhitecți și maestri ai propriei vieți, da? Nimeni nu vine să vă facă nimic din ceea ce dumneavoastră nu acceptați sau nu deschideți ușa. Bun, drăguților! Acestea fiind spuse cu îngerașii, o să-i punem aici deoparte să ne aștepte, trecem la capitolul pisicuțe, da? O să ai niciun animal cu blăniță. Există și pisici fără blană, dar trebuie să vă placă acel gen de animal. Sunt un pic mai ciudăței, dar tot ființele Domnului sunt. Așa, drăguților, acestea fiind spuse, trecem la cărțile noastre. Mai am un rând de scos, iertați-mă. Am mișcat camera și aș vrea să văd ce vă rezerv aici relația cu acest domn, cu această doamnă, care încă este în atenția dumneavoastră. Încă este în vizor, cum se spune, da? Pentru că clar nu vă uitați pentru cineva de care nu vă interesează sau nu mai vreți să știți nimic. Pe acela îl lăsați în pace, îl închideți în trecut și sigur nu vorbim despre el astăzi, ci de persoanele care încă
mai au importanță și de care dumneavoastră sunteți încă interesați. Dragii mei dragi, ceea ce văd aici este că văd clar că mulți aici vreți să ieșiți dintr-o energie unde ați fost probabil calul de bătaie mult timp al unei persoane care a cam profitat de dumneavoastră, pentru că eu simt aici că mult timp pentru cineva v-ați tot preocupat, ați avut grijă de acea persoană și este ceva care a venit momentul să se termine. Sau cel puțin din cauza asta poate ați terminat această relație pentru că v-ați simțit folosiți, v-ați simțit intrigați, n-ați vrut să vă mai chinuiți și n-ați vrut să mai faceți niciun efort, pentru că probabil gândiți clar că această persoană a luat tot și n-a dat nimic și a venit momentul, dacă mai vrea într-o formă sau alta, să fie pe lângă noastră, să lupte și el pentru voi, să se chinuie și el pentru voi, să vă convingă că simte ceea ce simțeați dumneavoastră, da? Spun asta pentru că acest om a luat parcă iubirea dumneavoastră, a plecat cu ea, cum se spune, s-a spălat pe mâini de am stat cu tine, te-am iubit și nu mai vreau nimic și este undeva, pentru mulți aici simt energia de trio sau într-o altă energie, dragii mei, care nu sunteți dumneavoastră. Deci este cu altă persoană astăzi, într-o altă casă, pleca la distanță sau cei care sunt pur și simplu despărțiți și stau singuri, e că sunt un pic supărați pe ideea de a fi din nou în energia noastră pentru ceva ce nu le-a convenit. Poate că ați fost dur, poate că ați fost un pic agresiv cu ei, poate că le-ați spus lucrurilor verde în față și aceste persoane atunci când nu acceptă acea, cum se spune, stați că îmi scapă cuvântul, acea critică, dragii mei, așa că nu-mi venea cuvântul, acea critică constructivă, sunt cei care și-au tălpășița și pleacă sau trântesc ușa și nu vor să vă asculte. Eu am simțit întotdeauna cu critică constructivă este foarte binevenit, exact ca de pe băncile școlii până la relațiile personale, pentru că e bine să spui celuilalt ce nu-ți place, că ce ție nu-ți place să nu ți se facă, da? Este clar că trebuie să o spui într-o formă sau alta. Acum uneori clar ne iau nervii sau ne ia gura pe dinainte, asta recunosc că este, toată lumea este, cum se zice, se ridice mâna cel care nu are păcatul ăsta, pentru că eu cred că toți am făcut-o cel puțin o dată în viață, de la nervi, de la supărare, am spus lucrurilor un pic, poate într-o formă mai nepotrivită, dar dragii mei, mesajul principal acestei etalări sau ceea ce văd aici este că dumneavoastră i-ați spus acestui om ceea ce avea să-i spuneți, ceea ce avea pe suflet și nu i-a convenit, da? Nu i-a convenit de ce? Pentru că avem varianta, hoțul e frică de hoț, de se știa vinovat, se știa cum usca pe căciulă, știa că ce face el cu dumneavoastră, face și altcineva cu el sau făcuse în trecut cu el, lucruri care nu sunt ok, sau pur și simplu această persoană nu a acceptat să-i se spună ceea ce durea, pentru că îl durea atât de mult încât poate n-a putut să-ți dea ceea ce tu vrei și atunci a preferat să închidă ușa și să plece. Eu cred că iubirea aceasta, deși pare acum toxică, pare ciudată, pare ceva care dumneavoastră în momentul ăsta poate mulți o să negați sau o să refuzați, eu cred că va vindeca pe amândoi, dragii mei, pentru că înainte și această persoană și dumneavoastră aveați rând mai vechi făcute de alții. Să spunem că pentru mulți simt aici că v-ați cunoscut la serviciu sau într-un mediu în care pur și simplu ați avut nevoie ca acest om să apară în viața noastră, parcă v-a salvat de undeva, dintr-o situație din trecutul noastră mult mai rea decât cea în care sunteți acum. Problema e că omul ăsta, exact ca în latină, veni, vidi, vinci, a venit, a stat, a făcut ceea ce a trebuit, dar pentru mulți aici, dragii mei, n-a rămas și a plecat și dumneavoastră vă simțiți aici mistuiți de singurătate sau de durere. Eu cred că ce se întâmplă în perioada următoare este ceva foarte, foarte fain, pentru că veți pune foarte multă valoare pe dumneavoastră și veți începe să vă iubiți cu adevărat. Văd aici că mereu ați fost buni și fideli acestei persoane și meritați toată lauda și toate aplauzele, dar persoana aceasta, dragii mei, pentru mulți aici văd că nu a luat în serios ceea ce ați făcut pentru ei sau nu a meritat pur și simplu. Cred că nu o să mai acceptați nimic altceva, pentru că e bine dacă va fi bun sau va fi rău, ceea ce ați trăit înainte oricum să nu mai repetați, pentru că va trebui să deschideți o etapă nouă cu această persoană. Văd pentru mulți aici niște încheieri, niște situații în care nu se mai poate merge așa și care absolut trebuiesc modificate. V-ați lăsat mereu pe ultimul loc și cred că acest lucru are, cum să zic, cea mai mare parte de vină, pentru că acum, când vreți succes și vindecare, trebuie să faceți total diferit ca să aveți un alt rezultat. Eu cred că a stat așa într-o perioadă de pauză și unul și altul, ați făcut curățenie în viață pentru a depura toată această energie pe care văd eu aici, că această relație vă adusese și în ultimul timp nu mai era nimic pozitiv. În sfârșit, viața noastră se pare aici că se va întoarce total, deci ca un fel de roata norocului în care eu văd aici că o recompensă veți primi prin faptul că acest om va da și el roată gândurilor sale din trecut. Va analiza, va vedea că a luat decizii total greșite, pentru că, vedeți dumneavoastră, omul ăsta aici mi-apare la distanță cu altcineva sau singur pentru unii, dar eu cred că motivul supărării sale și al certurilor a fost acea dezamăgire că n-a putut să fie la înălțimea a ceea ce promisese sau ceea ce vă spusese inițial.
S-au schimbat foarte multe lucruri între dumneavoastră pentru că și mulți și-au băgat coada, da? Mie aici diavolul îmi spune nu doar de toxicitatea unor situații, cum ar fi că poate ei intraseră pe un drum greșit, poate că pierdeau bani aiurea, poate că făceau lucruri care nu vă mulțumeau, poate că nu aduceau bani acasă sau unora v-au luat niște bani și nu i-au mai dat, au pierdut, să spunem, în anumite afaceri sau lucruri care le făceau. Dar trecând peste această parte, această persoană a arătat și partea aceea toxică care, atunci când i-ați oferit un număr ca să-l vindecați, ca să-l ajutați, n-a vrut să accepte. Și, dragii mei, nimic nu e mai trist pe lumea asta decât să oferi ajutor unui om care nu se lasă ajutat. Pentru că spune-i nebunului că e nebun și o să vezi că zice că nu e așa. Deci, eu simt aici că pentru dumneavoastră a fost ca un fel de lecție în faptul că, deși omul ăsta te iubea sau tu îl iubeai, a trebuit să se întâmple această separare, această despărțire, pentru că atunci când a strict împreună, ceva mergea pe un făgaș greșit negativ și o luase altă întorsătură această conexiune, da? Eu cred că aici el a acceptat oferta altei persoane pentru că cumva și tu ai pus presiune sau cumva ai pus niște condiții, ai dat un ultimatum și el atunci, din ambiție și orgoliu, cum știm că fac majoritatea dintre noi, dragii mei, a plecat și a vrut să-ți arate că el poate și că va fi fericit fără tine în altă parte cu altcineva. Pentru mulți aici sunt o parte dintre cei la care vă gândiți, dragii mei, care au plecat urechea la niște cunoscuți, familie, etc., care au fost contra dumneavoastră, contra aceste relații, nu v-au văzut potriviți de la început pentru copiilor, pentru fraților, pentru etc., da? Sau inclusiv niște foști care au spus, bun, m-ai lăsat pe mine și copilul, dar acum ce cauți acolo? Nu vezi că nici acolo nu ești fericit? Sau nici femeia asta nu să-ți dea nimic, nu-i potrivită pentru tine? Și niște complicități care n-au adus decât dezastre în relația dumneavoastră actuală. Oricum, ceea ce văd este, ce face omul acesta astăzi este că regretă profund pentru că a trecut ceva timp între când v-ați văzut sau când ați vorbit ultima oară. Poate mulți aici încă sunteți blocați, nu comunicați, dar credeți-mă, în sufletul său vede că aceste lucruri nu se pot repara de la distanță, că vă pierde pe zi ce trece mai mult. Încearcă sau a încercat să te înlocuiască cu altcineva și oricât a încercat să facă o relație mai veche, să spunem, să înflorească, dragii mei, în viața sa, acolo unde a plecat, nu poate. Pentru mulți aici îi văd cu niște pierderi foarte mari, fără stabilitate, fără dragoste, au blocaje și confuzie acum în viețile lor. Au vrut să aleagă această stabilitate, între ghilimele, pe care și-au imaginat-o și a lăsat dragostea ta pentru care plătește acum cu lacrimi de sânge. Eu cred că își va da seama și își dă seama în continuare că s-a trezit la o realitate care, în final, i-a arătat că adevărata față a cuiva care nu ești tu, deci probabil că cei care sunteți în trio înțelegeți lucrul ăsta, își va da seama că lucrurile acelea pe care persoana aceea îi le promisese și l-a atras înapoi în acea capcană n-au fost decât o momeală, exact ca la peștișor, dragii mei, care de fapt a fost o capcană. Există mult control și gelozie pentru el dincolo, văd multe invidii, multă agresivitate a persoanelor care sunt pe lângă el și e total opusul vieții pe care o avea cu tine sau ceea ce făcea când erați împreună. Încă nu știe ce să facă pentru că se simte vinovat, se simte foarte la pământ, nu are un plan sigur, dar vrea cumva să clarifice această treabă cu dumneavoastră, căci în mintea sa au existat multe alegeri și influențe negative înainte. Ce simte omul ăsta este ca un mare gol în suflet și, dragii mei, eu cred că unii au și probleme financiare destul de dure, pentru că li s-a luat mult mai mult decât ceea ce au luat ei sau ceea ce au datorat ei sau lucrurile atunci când au înșelat persoane și au făcut lucruri care nu trebuiau. Da? E clar că cu banii se pot rezolva multe situații în viața asta, dar nu se poate cumpăra nici sănătatea, nici dragostea. Și asta este marea lecție a acestei persoane, a dumneavoastră. Îl văd intrând aici într-o luptă cu propria sa minte, va dori să facă schimbări, îi pare rău că poate a avut o șansă cu tine la un moment dat și nu a luat-o ca atare. Aveți foarte multă concurență, dragii mei, pentru că eu cred aici că persoana din partea cealaltă este cea care a spus, poate, pentru mulți o să vă sune această expresie, peste cadavrul meu ți-l dau sau ți-l las, da? Probabil că multe persoane aici au ținut foarte mult cu dinții de această conexiune și persoanele dumneavoastră, dragi, n-au știut să închidă ușa cu trecutul și atunci au fost prinși exact între două lumi, două situații, două case, care nu au făcut decât să ia liniștea, să-l manipuleze și să căiește pentru ceea ce trăiește azi departe de tine. Dar vedeți, dumneavoastră, capul face, capul trage și tu nu ți-ai dorit decât o viață de pereche normală, o viață frumoasă și sinceră. Multă nesinceritate la omul acesta, pentru că eu cred că la un moment dat, mai ales atunci când tu l-așteptai cu mâncare caldă, cu dragoste, nu a primit același lucru și în partea cealaltă. El și-a imaginat lucruri care în final i s-au dovedit că au fost false. Probabil că
Nici tu nu mai vrei să știi de el sau văd aici că mulți ați dat spatele acestei situații, ca și cum până nu alege să fie cu tine, nu mai vrei să-l vezi, nu te mai preocupi pentru el. Dar e gelozie de la distanță, omul acesta vă urmărește pe rețelele sociale, cumva vrea să mai știe încă de viața dumneavoastră. Eu văd aici că va face niște pas destul de rapizi ca să miște niște lucruri în favoarea sa, pentru că intenția lui finală, dragii mei, este să revină cumva înapoi în viețile dumneavoastră. Parcă se furișează pe vârfuri, parcă se ascunde după un perete, parcă se, cum să vă spun, se fofilează de viața cealaltă, încearcă să ia o pauză de acolo, încearcă să facă cumva să lase lucrurile bine, ca să poată cu foarte multă istețime să revină lângă voi. Eu sunt convinsă că și mea să faceți acest lucru, pentru că mulți aici nu l-ați putut uita, vă gândiți destul de profund la această persoană, e multă telepatie încă, nu l-aveți decât pe el în cap sau pe ea în cap, dragii mei, deși parcă uneori este și ură și dragoste și așa mai departe. Am mai vorbit de lucrurile astea și după cum aveți, avem îndrăgostiții care clar este o dragoste karmică, dragii mei, da? Dragostea asta de on-off, de acum te iubesc, acum te urăsc, azi te vreau, mâine nu te mai vreau, dar oricum ești în capul meu, în inima mea, nu am cum să te scot. Eu ceea ce văd este că vor ieși în perioada următoare toate sentimentele la suprafață. Tot ceea ce nu vrea să-ți spună, tot ceea ce n-a vrut să-ți confeseze. Nu sunteți singuri, pentru că văd că și celălalt simte același lucru și se simte încă o mare dragoste aici între amândoi, deși sunteți cu spatele și deși încercați să nu vă gândiți mental unul la celălalt ca să vă convingeți că nu aveți nevoie încă unul de celălalt, dar credeți-mă că se vor întâmpla niște lucruri și acest om te va căuta prin anumite metode care tu poate acum nu ți le imaginezi. O să spui, m-am mutat, nu mai știe de mine, nu are cum să ajungă. Dragii mei, cine vrea poate și dacă tu vrei să găsești un om în lumea asta, credeți-mă, la ce mijloace avem astăzi, avioane, mașini, autobuze, date, internet, rețelele sociale, prietenii comuni, da? Deci e imposibil să nu ajungi la cineva dacă tu vrei cu adevărat.